Cătălina Ponor a devenit mamă pentru a doua oară. Anunțul a fost făcut chiar de ea pe rețelele de socializare. O zi importantă pentru Cătălina. Cu puțin timp în urmă, fosta gimnastă și-a anunțat fanii că a devenit mamă pentru a doua oară. A adus pe lume un băiețel a cărui nume nu l-a menționat, dar a postat o poză cu mânuța nou-născutului alături de un mesaj. Bine ai venit în această lume și în familia noastră, rază de soare. A doua noastră medalie este aici. Mami, tati și frățiorul tău mai mare, te iubim până la cer și înapoi, a scris Cătălina pe Instagram. Fosta gimnastă a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară în preajma Crăciunului. Ea și Bogdan Jianu, partenerul ei de viață, mai au împreună un copil pe Vlad, care s-a născut în decembrie 2022.